Bă, da. Bă, ce ai făcut, mă, cățești curata ca să ricasă? Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Avem o misiune importantă astăzi, trebuie să ajungem la fratele Popa pentru că de ceva timp i-am arătat senzorii aceia de garaj cum funcționează. Dacă n-ați văzut video-ul ăsta, puteți să-l vedeți în click aici. Cum este foarte uituc, ca și mine de altfel, și a pierdut cartelele, toate cartelele de la intrarea la garaj, de la poartă. Și atunci am zis că trebuie să rezolvăm problema asta cumva împreună și i-am luat niște senzori de garaj pe care o să-i instalăm astăzi. Deci o să fie oarecum interesant pentru că el a făcut un challenge din ăsta nebun. 24 de ore în mașină, ceva de genul, care na, chiar e foarte dificil, mai ales că să dormi în mașină mi se pare absolut groaznic. O să-l trezim acum să vedem dacă s-a trezit. Ce zici, cucule? Uite, acum plecam spre tine. Haide, mi se pare foarte dificilă toată treaba asta, nu știu, nu cred că aș putea să fac lucrul ăsta. Uite, bă, băiatule. Deci cât de mult se construiește în zona asta, nu vrei să cred. Și am ajuns. Cum e, mă, frate, să dormi 24 de ore, să stai 24 de ore în mașină? Băi, mâncați-și, nu cum e să dormi, cum e să sfure cheluțul când tu încerci să dormi? Asta este întrebarea întrebătoare. Cori filmează și editează în același timp, am montat o bună parte din el, cheluțul s-a trezit, mânca la tata pe el. Pernuța, pernuță, hai că ai dormit bine, a? Pernuța, pernuță, hai mă, ești nebun, n-am dormit deloc, m-am trezit pe la 2, până pe la 4 jumate n-am dormit, după aia m-a dormit din nou, dar am înghețat și te așteptam cu mare interes. Nu e rău să îngheți, îngele. Da, acum spune-mi tu câte chei mai ai tu. Una. Păi asta zicea, trebuie să rezolvăm problema asta și o să facem asta chiar astăzi. Și apropo, dacă n-ați făcut-o deja până acum, trebuie să vă abonați la canal, la fratele Dorian și o să vedem exact cum se face instalarea asta. Salutare, el este Cristi. Pare bine. E vecinul meu, are o firmă de electrică, confortelectric.ro se cheamă, așa că dacă vreți să vedeți, nu știu, sau dacă aveți nevoie de partea de electrică în realizarea casei voastre, puteți să intrați pe site-ul lui, pe confortelectric.ro și el o să facă instalarea senzorilor. Hai să vedem, Cristi, ești pregătit? Sigur, întotdeauna. La el e un pic mai complicat pentru că e și senzorul ăsta de la poartă pe care îl instalăm, dar se descurcă băieții, avem senzorul de poartă, mai avem un senzor în garaj pe care o să-l instalăm și pe acela și după care în sfârșit o să poată să folosească telefonul ca să deschidă și nu o să mai aibă problema în cazul în care își pierde cheile de la garaj. Mama, deci zici că dezamorsăm o bombă, ce căblăraie aici. Da, păi e spațiu mic și... Da, au făcut băieții să fie bine să intre tot aici și... Ștecherul, că am pus un ștecher că n-aveam și să fie totul ascuns frumos, elegant. Deci ca să vedeți ce frumos am pus ăsta aici, pac, o să vină ceva de genul. Și cu ăsta se va declanșa în momentul în care atinge poarta acolo, ajunge la el, se va declanșa poarta și se va închide din telefon automat. Hai că se pare că lipsea și o bucată, un senzor mic pe care nu prea îl găseam. Până la urmă, noroc cu Cristi că am mai avut unul de rezervă la el. O să le dau un mesaj pentru că lipsea, pur și simplu nu era în cutie, o bucată care trebuia atașată de asemenea să funcționeze. Două le folosim pentru comandă și două pentru alimentare. Nu e așa complicat de pus. Dacă vreți să vedeți un tutorial do it yourself, puteți să intrați pe canalul meu și să vedeți pe clip aici, dând click aici. Deja la poarta funcționează, singura chestie am văzut că momentan nu primește notificări, dar o să o rezolvăm și pe asta. Gata, am terminat, băieții și-au făcut treaba excelent. Mulțumesc frumos, Cristi! Cu plăcere, a fost plăcerea mea, întotdeauna. A fost frumos aici cablu, nici măcar nu se vede. Fac, ăla vine acolo în panoul de siguranță și imediat o să-i dau și cheia de acces. A terminat, băiatul meu! Am ieșit în detenție! Vreau să mă spăl și pe dinți, și pe corp, și pe ochi, și pe limbă! Hai că încercam să bag și pe telefonul lui Babs aplicația să-i funcționeze și într-un motiv, nu știu exact din ce motiv, nu funcționează. Așa că o să oprim siguranța, după care o să pornesc iarăși. Ia să vedem. Cred că chiar n-am urmărit-o pe care trebuie. Bă, da... Bă, ce ai făcut, mâncați-și gura ta ca să ricasă? Păi nu îmi dau seama ce, dacă am făcut ce trebuie acum aici. Ce-ai stricat? Am oprit o siguranță de aici, că nu mergea bă, ceva. Bă, te-am lăsat 5 secunde și ai stricat-o. Ce ai oprit, mă, mâncați-și gura ta? Nu e aia? Dar ce s-a întâmplat? Vreau să văd să fac ceva aici, o ceva să funcționeze și... Bă, da, acum cred că merge. Mâncați-și, că mi-a sărit inima, bă! Hai să fac? Hai să vedem dacă merge. Ia! Ia vezi tu acum din telefon. Ia, păi stai așa, să-mi explici și mie un pic care-i treaba. Hai să dau. Bun. Ia zi, băiatul meu. Deci te-am băgat aici poartă, ai poartă garaj. Asta e poarta mare, asta e garajul, da? Ăla-i tati. Și acum pe ăsta se deschide? Ia. Bă, du-te bă de aici dacă se deschide asta, acum să moară Jaxana, dacă să mor tu. Așa ar trebui. Ia să vedem. 3, 2, 1.
Turn on garaj? Yes. Turn on, turn me on, turn... Bă, n-ai idee de câte ori n-aveam cartela, sună pe Babs, e în atelier, doarme. Da, de ce n-ai cartelă? Da, de ce n-ai cheie? Altă viață! Și acum fii atent! Bum! Turn on poartă! Bum! Uai, de viața mea! Și ai zis că ai reglator, se deschide și un pic mai repede, nu? Da. Uai, lei, bă, băiatule! Asta a dat surpriză după 24 de ore închis în mașină, Jonuțule. Am să închid ochii și am să uit că era să strici casa, Jonuțule, că ai dat generalul jos de... Mi-a stat inima în loc, am crezut că ai ars ceva pe aici. Întrerup un pic asta pentru că am uitat să vă povestesc o fază destul de interesantă. Într-una din zile a rămas Sandra încuiată pe afară, a ieșit pur și simplu să dea de mâncare animalelor și Pabli a încuiat-o în casă și ăsta a fost motivul pentru care, oarecum, mi se pare chestia asta este absolut genială și... mi-a permis să deblochez ușa chiar și când eu eram la mare. Hai să vă arăt imediat cum am făcut asta. Eram la clip, la filmam în noată cheluțul și ne chinuiam acolo să filmăm. De fapt nu prea ne chinuiam, eram la masă. Și mă sună, de fapt nu m-a sunat nici Andra, m-a sunat vecinul, că domnule că a rămas blocată pe afară Andra. Cum credeți că s-a întâmplat asta? Ea ești afară, pentru că s-a dus să dea de mâncare animalelor și Pablo a rămas în casă. În momentul ăla, el a încercat să ducă după ea și a tras de clanța ușii, așa că a rămas blocată pe afară. Ce mă? Ce ai pățit? Ai rămas închisă afară? Păi cum n-ai mai reușit? A, închis Pablo. Stai, nu face nimic, că nu... Îți dau eu drumul din asta acum, îți deschide ușa la garaj, nu fi nebună. Cum să spargi geamul, ce-ai nebunit? Păi știu că ai uitat, n-are nimic, lasă că îți dau eu drumul acum, ai o puțină răbdare, gata. Hai că rezolv eu acum. Open garage door. Băi, ești nebun să spargă geamul, că a rămas închisă pe afară. Ce nebun și noi nu avem nicio cheie de rezervă și nu era niciunul dintre vecini pe acolo, dar am rezolvat-o în sfârșit. Hai. În momentul respectiv nu aveam nici alte chei secundare, nu aveam nicio opțiune să intrăm în casă decât să spargă geamul. Așa că l-a sunat pe băiat, m-a sunat vecinul și mi-a spus că a rămas blocată pe afară și dacă putem să facem ceva. După care băiatul, bineînțeles, că a rezolvat problema. Haideți să mergem în garaj să vă arăt cum am făcut asta. Deci foarte pe scurt vreau să vă mai arăt un pic despre senzor, cu toate că am vorbit deja într-un vlog nou. Senzorul acesta, practic, este aici, îl puteți vedea aici. Se duce frumos pe toată bucata asta de metal și intră panoul de comandă de la BFT. Hai să vă zic în mare parte cam care sunt avantajele. Păi, în primul rând, primul avantaj major e că poți controla de oriunde, de la orice distanță și din orice loc, poți deschide ușa de garaj. Spre exemplu, în momentul în care ești plecat, vrei să intre curierul, să-ți lasi un pachet, poți să deschizi direct ușa de garaj în situația în care ai și o ușă interioară, o poți încuia pe aceea și n-ai nicio problemă, îți poate lăsa pachetul când te întorci direct din vacanță, poți avea pachetele direct acasă. În momentul în care cineva rămâne blocat, spre exemplu, pe afară, cum s-a întâmplat în cazul nostru cel mai recent, poți deschide ușa de garaj și asta am și făcut. Am deschis ușa de garaj direct din telefon. Am deschis din telefon ușa de garaj, cu toate că eu eram la Constanța și filmam un clip, și asta mi-a permis să economisesc banii pentru un geam spart, cel mai probabil, sau o ușă spartă, lucru pe care n-aș fi vrut să-l fac. Singurul dezavantaj la care eu pot să mă gândesc este că trebuie o alimentare suplimentară. În cazul în care aveți deja poarta de garaj instalată, puteți să vă conectați automatizarea respectivă și puteți să băgați acolo un ștecher mic și să legați și asta direct, să nu trebuiască să mai băgați un cablu suplimentar. În cazul meu am pus o priză dublă și așa am rezolvat problema. Nu e cea mai elegantă soluție, dar funcționează. Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați să vă abonați și ne vedem în episodul următor. La revedere!